Accidentul a avut loc astăzi în jurul orei 14 pe strada Unirii din Târgu Jiu, chiar în fața rectoratului Universității Constantin Brâncuș. Taximetristul a fost găsit vinovat de polițiștii care au efectuat cercetări la fața locului. Un bărbat în vârstă de 34 de ani din Târgu Jiu, în timp ce conducea un autoturism pe strada Unirii, nu s-a asigurat corespunzător la efectuarea virajului la stânga și a intrat în coliziune cu un autoturism condus de un bărbat în vârstă de 43 de ani din municipiul Târgu Jiu. În urma impactului a rezultat vătămarea corporală a primului dintre conducătorii auto. Șoferul nevinovat s-a oprit cu mașina de lux direct în stâlp. Eu veneam pe banda 1, dânsul a apărut de pe partea cealaltă, din fața unui autobuz, mi-a apărut în față. Nu l-am văzut, l-am lovit din taxiul, am ricoșat în stâlp. Bine că a fost stâlpul și n-a fost niciun om pe trotuar, ca să fie mai rău. Taximetristul a vrut să intre pe alee și Audi-ul venea pe banda 1. I s-a făcut semn, un autobuz, zice taximetristul, a intrat și a lovit Audi și l-a proiectat în stâlp. E al patrulea accident care îl vedem numai aici. Noi suntem locatari. Poate să ne omoare un copil pe noi, că știi cum vin cu viteză, să nu-i mai dea voie să intre pe aici. E ceva de speriat. Pe numele taximetristului a fost întocmit dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. Cei doi șoferi au fost testați cu etilotestul, rezultatele fiind negative.